În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Da. Poate ne-am pus vreodată problema necazurilor, bolilor, suferințelor, încercărilor și în special de fiecare dată având același argument. De ce tocmai mie și nu la altă? Sau de ce tocmai eu trebuie să am încercări și nu altul? De ce tocmai eu care mă rog? Sau de ce tocmai eu care sunt credincios? De ce tocmai eu care sunt bun? De ce tocmai eu care fac fapte bune? De ce tocmai eu care postez? De ce tocmai eu care merg la biserică? Trebuie să învățăm un lucru. Sunt două lucruri distincte, diferite, viața personală, cea pământească pe care noi o trăim. Și are nea obligația de a fi morali, de a fi etici, de a fi duhovnicești și de a fi în rândul oamenilor. Noi folosim expresia să nu te faci de râs. Și avem o viață interioară, personală, cu Dumnezeu, pe care o calculăm în puterea harului, în puterea rugăciunii, în puterea timpului petrecut cu Dumnezeu, în puterea timpului acordat lui Dumnezeu, în dorința de a fi cu El, în dorința de a fi lângă El, în dorința de a-L cunoaște cât mai bine. Și fiecare la rândul vostru, când ați încercat viața duhovnicească, ați văzut cumva că în prima etapă erați foarte râvnitori. Să cunoașteți cât mai mult, să citiți cât mai mult, dorniți să povestiți și la alții despre Dumnezeu, ce ați văzut, ce ați auzit, ce ați trăit, ce ați experimentat. Și încet, 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 după ce ați descoperit viața duhovnicească, la o vreme ați început să fiți comozi. Ei, parcă m-aș putea ruga și mâine, poate că m-a rugat prea mult, poate că milenii, poate că s-a obosit. Las că duminica asta nu se poate, las că acum am un eveniment. Ei, nu e o problemă dacă stric o miercuri, nu e o problemă dacă stric o vinere, nu e o problemă dacă nu postez postul ăsta. Și încet, încet am început să acumulăm lacune. Adică, într-un fel, am derapat de la viața personală cu Dumnezeu. Asemănați-o în același fel ca și în viața particulară cu soțul sau soția în familie. Când ați cunoscut-o, ați cucerit-o, i-ați spus vorbi frumoase, ați adus flori, ați adus ciocolate, ați adus vorbi bune și erați stopiți unul după altul. După ce au apărut grija facturii copiii, familia și responsabilitățile, ați început să fiți mai superficiali. O, iar mă toacă asta la cap, o, iar vreau să-i fac cumpărături, o, iar să-i bat soale, iar să-i pun rufii la spălat, iar să-i spăl blinile, iar să-i fac cumpărături. Și lucrurile s-au răcit. Dacă continui să fii ca la început, familia merge mai departe. Dacă continui să devii superficial și nepăsător, familia nu merge mai departe. Așa e și cu Dumnezeu. Dacă vei continua să fii la fel de cald ca la început, când era harul cu tine, și ai să fii la fel de râvnitor și la fel de lucrător, și ai să fii la fel de vlavios și la fel de conștiincios și la fel de dornic să aprinzi candela și la fel de dornic să te împărtășești și la fel de dornic să te spovedești și la fel de dornic să mergi la biserică și la fel de dornic să nu greșești, atunci și Dumnezeu stă aproape de tine. La un moment dat când începem a lâncezi, se întâmplă acea expresie foarte clară. Noi ne prefacem că credem, Dumnezeu se preface că ne ascult. Noi ne prefacem de fapt că ne rugăm și Dumnezeu se preface că ne ajută. Și atunci încep ușor, ușor, micile necazuri și încercări. La început pot fi pentru mustrare, pentru înțelepțire, pentru învățătură și pentru îndreptare. Asta e scopul Evangheliei pe care ne auzim în biserică. Duminică s-a folosit o singură expresie, cea mai frumoasă și unică. După ce Dumnezeu l-a vindecat pe cel slăbănol, s-a apropiat de el, l-a găsit în templu și a spus așa, vezi, te-ai făcut sănătos. Ai grijă să nu mai greșești, să nu îți fie ție și mai rău. De ce v-am spus lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că relația noastră cu Dumnezeu nu ține de relația noastră cu societatea. Societatea are regulile sociale,
și sufletul are regulile sufletești. Când ești plăcut lui Dumnezeu, ești întotdeauna și când nu ești plăcut lui Dumnezeu, nu ești plăcut întotdeauna. Era un sfânt la Pateric, el tot timpul se ferea să spui despre el, orică e sfânt, orică e mare, orică e tare. Și lumea auzise de el, face minuni, că drege, că învârte, că vindecă, că scoate demon. El nu spunea niciodată. O tăcere desăvârșit. Și în momentul când era într-o zi la poarta mănăstirii, vine o femeie cu un copil și zice, am auzit că Ava Visarion poate zvoni diavolul, am un copil chinuit, ei, pe boală. Ava Visarion este un nebun, este un bețiv, este un ordinar, este un neserios, este un mizerabil, nu este un călugăr ordonat, nu este un călugăr creștin, nu aveți și căutat el, cine v-a băgat în cap prostie de asta. Ea, mergând mai încolo pe cărare, venea alt călugăr cu rucodelea din drum și a zis, nu pot să înțeleg un lucru. De ce oamenii la voi în mănăstire se vorbesc de rău unii pe alții? Dar de ce spui lucrul ăsta? Păi zice, m-am întâlnit astăzi cu un bătrân la poartă, așa cu barba albă, surmi, titel, olea că a plecat din vârste și am întrebat de Ava Visarion să-mi vindice un copil bolnav și l-a făcut în tot felul la batjocorit. Ei, nu te supăra, zice. Eu te învăț un lucru. Nu contează ce ți-a spus călugărul respectiv. Tu, sâmbătă dimineață, când se binecuvintează darurile de cu ziua, după Sfânta Liturghie, să pui copilul sub un panier, pui într-un panier și pui peste el fructe, legume, verdețuri și duci panierul și spui așa, părinte. Chiar dacă o să fie același părinte la poartă, nu contează. Tu spui, părinte, binecuvintează aceste merinde să fie de sporul casei mele și de sănătatea celor ce vor gusta. Și a zis, cum chiar dacă e la care v-a jucurit, da, chiar dacă el, tu așa să faci, nu contează. Tu să ceri să-ți binecuvinteze panierul cu bunătăți, cu ce ai tu acolo, cu legumi, cu zarzavaturi, cu fructe. Și să vii să-mi spui ce se întâmplă. Și s-a dus liniștită femeia, a ajuns la poartă, după noapte, când se crape soarele, și au început să vină oameni din toate părțile, fiecare cu roadele lor, ca să le binecuvinteze părință pustie. Și a ieșit chiar Ava Visarion, el era cel care s-a batjocorit pe el și s-a înjosit, ca lumea să nu creadă despre el ceva mai presus decât e nevoie, spune în Scriptură, să nu prisosească vouă lauda mai mult ca fapta. Și femeia a zis, părinte, rogu-te binecuvintează și bucatele și roadele mele și fructele și legumele să meargă bine în gospodăria mea. Și el a spus, Harul Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos, cu al său dar și al săi bine de oameni, să binecuvinteze toate acestea și să le sfințească cu cuvântul Dumnezeu. Și când o sări dracul dintre fructe umplute, dacă l-o de fructe și-o plecat. Și Ava Visarion spune atunci, ei, de vreme ce frații mei vor să mă arunce în mândrie și în negrija de sine, trebuie să vă părăsesc. Și așa m-a traist, așa a plecat mai în adâncul pustiei ca nimeni să n-audă de el, că face minuni și că izbănește de el. Așa și noi, când am făcut un acatist sau am făcut o faptă bună sau o metanie, sau am plăcut lui Dumnezeu, sau ne-am simțit noi bucuroși, sau ne-am simțit sfinți, nu-i dăm mai rotunzi față de alții, sau mai drepți față de cei păcătoși, pentru că o lacrimă înseamnă veșnicie și o rugăciune înseamnă mântuire. Noi nu știm când lăcrimează cineva, ce suspină și ce spune. Noi nu știm când îi pare rău cuiva de un păcat, ce suspină și ce spune. Și nu este dreptul nostru de a judeca, de a osândi, de a cleveti, de a da sentințe. Și vă amintesc, în ciuda faptului că am spus, este obiceiul să te repeți atunci când vorbești, că era într-o mănăstire un monah foarte îmbunătățit, și el credea că nu-i nimeni ca el. Și s-a dus la starețul lui și i-a spus, cât mai rabzi măscăriciul ăsta să tulburi obștea. Era vorba de un clovt care se făcuse călugă și tot timpul el, dacă lucrase la cer, tot timpul făcea măscărăciuni. Dar starețul lui nu s-a supărat niciodată pe el. Totdeauna a rugat la Dumnezeu, Doamne, să nu pierzi sufletul fratele acesta.
Și constrâns de Consiliul Duhovnicesc și cei din opta mănăstire au hotărât să-l dea afară. Starțul s-a împotrivit. Dacă voi vreți să-l dați afară, atunci eu îmi scriu demisia și alegeți-vă stareț. Deci starețul părtinește. Deci starețul acoperă. Starețul îi ține partea. Deci cel ce face cu știrea starețului face. M-am lămurit eu de sfințenia starețului. E clar că starețul n-are nicio lucrare dacă permite acestui ticălos să tulburi mănăstirea. Când ei au zis că starețul îți dă demisia, toți au făcut metanie și au spus: nu, părinte stareț, vrem, nu vrem, te răbdăm, te ascultăm, rămâi în continuare și îl răbdăm și pe el. În clipa aceea i s-a arătat noaptea Dumnezeu măscăriciului și i-a spus: nenorocitule, te-am tolerat în casa mea și ți-am iertat toate fără de lege. Dar ca să pui în primejde autoritatea și sfințenia starețului tău, nu ești putea. Ori te pocăiești în 2 săptămâni, te iau la mine, ori dacă nu te îndepți în 2 săptămâni, vei merge în fundul iadului. A intrat un măscărici, o frică, a înghețat carnea pe el. Și s-a dus repede la stareț, a căzut în genunchi și a spus: părinte stareț, iartă-mă, uite ce vis groaznic am avut astă noapte, te rog să mă ierți, că ți-am pricinuit scârbă și supărare. Și stareț a spus: te iert cu o singură condiție. Nimănui să nu spui nimic din ce mi-ai spus mie. Și în 2 săptămâni ăla nu s-a mai ridicat de la pravilă, de la canon, de la evlavie, de la metanie, de la postire. Nu mai ieșea din biserică, nu mai ridica ochii în sus, blagoslovit și iertat asta toți frații. Și toți frații au crezut că el, mustrându-se de faptul că obștea a luat o atitudine atât de dură, și-a îndreptat viața. Când s-a împlinit cea de-a 2-a săptămână, starețul a chemat și a spus: haidem în biserică cu darul lui Dumnezeu, că avem de împlinit o lucrare. Și a spus așa: să vină toată obștea de față, să fie de față la mărturisirea fratelui, pentru că este o mare minune și un mare semn ceresc și trebuie să-l împlinim după cuvință. Și l-a pus starețul să bată metanie la fiecare călugăr, frate, părinte care erau acolo în mănăstire. Și apoi a zis: vino să te dezleg, să te împărtășesc și de aici să lucreze prea milostivul Dumnezeu. Și în clipa când i-a dat Sfintele Tainii, s-a luminat fața ca soarele, s-a lăsat în genunchi și a murit în fața Sfântului Altar. Și starețul a spus: judecata și clevetirea voastră se judecă în ceruri, dar fapta acestuia se scrie în cartea vieții. Așa că atunci când vă nevoiți în cele duhovnicești și vi se pare că ați sporit, lăsați pe Dumnezeu să prisosească harul și lucrarea, să nu ne prisosim noi singuri lucrarea și harul, că toată dreptatea noastră înaintea Dumnezeu e ca o cârpă lepădată. Și spune Apostolul Pavel: dacă pe toate le-am făcut și ne credem perfecți, slugi netrebnice să ne chemăm, pentru că se cădea să le facem, că așa stă scris și așa spune. Așa am făgăduit și așa am împlinit. Și ca să fac încheierea și legătura cu ea, cu expresia, tot un călugăr desăvârșit în lucrarea lui dumnezească s-a ridicat cu mintea în cer și a zis: Doamne, pare mai este în pustia asta unul mai tare decât mine. Păi mi-ai fi spus-o vreo. Și s-a auzit glasul îngerului. În cetate la Alexandria, prostituata care vine de la bar te-a întrebat de mult. Vă dați seama că a făcut cruce? Că-ți, Doamne, să fii înșelare de la demon. Ți-am spus, prostituata de la bar te-a întrecut de mult. Doamne, să nu fie o încercare, Doamne, să nu fie o ispitire de la cer rău, să fie o înșelare. Nu căuta la față, du-te și caută la inimă. Caută femeia și cere cuvânt de învățătură. Un călugăr sporit din adâncul pustiei să vorbească cu o prostituată. Cam greu. Judecățile lui Dumnezeu sunt nepricepute minții noastre. Și-a luat traista și a ajuns la barul din Alexandria. O femeie îmbrăcată sumar, cum poate să fie o femeie din morav ușor, servea la masă, bărbații o îmbrățișeau, puneau mâna pe picioarele ei, o mângâiau pe sâni, o sărutau, o strângeau în brațe, se desfătau. Și el se gândea: asta e păpușa dreacului. Dar Dumnezeu îi șoptește în ureche:
Tu nu judeca ceea ce vezi, du-te și caută în inima omului. Și se apropie de femeia respectivă și îi spune: femeie, vreau să stăm de vorbă. Pleacă călugăr nenorocit și nu bă-ți jocoli haina care o poți tu n-aici căuta în acest bar mizerabil. Unii toți destrăbălații societății vin și se îndulcesc de patim. Locul tău e în pustie. Ăsta de rușini a plecat, credeau oamenii după el, aruncat cu pahare. Seara când s-a terminat treaba, s-a dus din nou la ușa barului. Femeie, vreau să stăm de vorbă. Părinte, vezi-ți de mântuire, salvează sufletul. Ce cauți tu în lumea stricată și plină din naravuri rele? Aici este cursa diavolului, asta e casa demonului, aici toată lumea se destrăbălează și se simte bine. Aici nimeni nu cugete la Dumnezeu. El nu băga în seamă vorbele, nu băga în seamă, nu înțelegea târcul lor. Dumnezeu îi spune: ți-am poruncit să cauți la inimă, nu te uita la om. Și atunci și-a inima în dinți și când prostituata spăla pe jos și închidea barul și era gata, îi spune așa: în numele lui Dumnezeu îți poruncesc să stai de vorbă cu mine. Părinte, dacă așa spui tu, voi sta de vorbă cu tine. Dar stai să mă duc să-mi iau ceva pe mine, că nu se cade mie să apar așa în fața unei fețe călugărești. Și și-a tras un fel de halat de acolo, din respectivul bar. S-au pus amândoi la o masă și a întrebat: zi, părinte, ce dorești? Mă rugam lui Dumnezeu în pustie și m-am înălțat cu mintea că aș fi perfect. Și am cerut să văd o lucrare mai înaltă decât a mea. Și mi-a spus Dumnezeu că tu m-ai depășit de mult. Eu pe tine, părinte, Doamne ferește. Asta chiar că e lucrare de la demon. Fă-ți crucii de trei ori și privește cer. Dar Dumnezeu insistă în urechea pustnicului: Nu. Scoate din adâncul inimii ei. Și atunci îi spune: atunci măcar spune-mi cum te nevoiești tu de m-a împins Dumnezeu să ajung până la tine. E, părinte, nevoința e grea. Timpurile sunt grele, lumea e stricată, viața e așa cum este. Cresc singure trei copii, tatăl lor i-a părăsit. Am venit la acest nemernic care are barul ăsta și el nu are nevoie aici de muncă fizică sau de ceva serios. Lui trebuie o femeie ușoară care să-i sporească vânzările, să-i crească lui bugetul. Și am citit și eu în Scriptură că dacă te împotrivești păcatului bun la sânge, iartă Dumnezeu. Și am zis că prefer să-mi salvez copiii de la dezordinea și mizeria lumii și să iau eu însumi asupra mea păcatele mele ca mamă, dar să-i văd pe ei mari, crescând, învățând carte, fiind în rânduială la casa lor, și să mă expun eu păcatului că știu unde să mă opresc. Deci și cum reziști în fața la toți derbedei ăștia care te mângâie, te sărută, te pipăie? Simplu, părinte, simplu. Hristos a stat în cuie și în mâini și în picioare. Eu am ales să stau numai cu cuile din picioare. Și îi scoate un papuc care l-avea în picioare tot bătut cu cuie și îl stoarce așa și din el curgea sânge. Și vezi, părinte, zice, asta e nevoință. Când ei pun mâna pe mine și au plăcere, eu calc în cuie, cuile intră în răni și mă dor și durerea biruiește plăcere. Și atunci aude Domnul călugăr în ureche de la Dumnezeu: tu ai făgăduit și trebuie să împlinești, ea n-a făgăduit și am plinit. Deci cei ce stăm în mănăstire avem locul potrivit pentru mântuire, numai trebuie să o facem, iar cei ce stau în lume și se mântuiesc sunt mai presus decât cei ce stau în mănăstire, că ei nu făgăduiesc și împlinesc. Doamne ajută! Ne judecându-ne unii pe alții, ci purtând unii altora slăbiciunile, cei tari a celor slabi, spune Apostolul Pavel, numai așa putem împlini legea lui Hristos. Doamne ajută și Hristos a înviat!